Și în această dimineață, înainte de a lua parte la masa Domnului, aș dori să folosesc timpul care mi este alocat pentru ca să aduc înaintea bisericii încă o dorință și o urare pe care o am în inima mea și în mintea mea înainte de despărțirea noastră. Am citit din această epistolă această porțiune a rugăciunii lui Pavel. Sunt conștient că sunt atât de limitat și compromis încât personal n-aș ști ce dorințe să am pentru Biserica lui Hristos de aici. Dar sunt convins că dorințele pe care Pavel le-a avut pentru biserica din Colose sunt suficient de clare și sunt categoric inspirate, astfel încât nu cred că bisericii Harul din acest cartier i-ar fi necesară o altă urare și o altă dorință decât cea din textul nostru. Mai ales că în multe sensuri ne asemănăm cu biserica din Colose. Dacă citiți începutul acestei epistole, o să vedeți, Pavel mulțumește lui Dumnezeu, a fost o biserică pe care n-a început-o el, dar a auzit despre lucrurile frumoase și bune care se întâmplau în această biserică. Dacă citiți introducerea de la versetul 3, el vorbește despre trei realități care există în această biserică și care fac diferența și care aduc în această biserică această însuflețire și această trăire a Evangheliei. Începe cu credința voastră, în versetul 4, continuă cu dragostea voastră, finalul versetului 4, și nădejdea voastră, începutul versetului 5. Așa cum și corintenilor și tesalonicenilor și altora, Pavel consideră că este absolut de ajuns dacă biserica trăiește sănătos în credință, dragoste și nădejde. Doar că aceste trei realități încep să fie în pericol în biserica din Colose, din pricina două presiuni foarte puternice care sunt exercitate asupra bisericii. Biserica din Colose se află înaintea, e confruntată cu niște circumstanțe din pricina culturii și două presiuni foarte mari sunt așezate pe biserica din Colose. Una este continua presiune evreiască. În capitolul 2, Pavel vorbește despre zile, despre sabat, despre nu mânca carne din aia, nu gusta carne din cealaltă, despre continua presiune a culturii evreiești care continuă să comunice, să spună, să ceară, să arate că nu se poate fără lege. Nu se poate fără lege. A doua presiune, foarte dificilă, este presiunea elenă, filozofia greacă. Într-un mod deosebit, e o formă de gnosticism, care în esența lui e foarte complicat și nici nu-i treaba noastră la biserică să-l explicăm. Dar în esență, ideea era că spiritualul și materialismul sunt două lucruri diferite, sau materialul, nu materialismul. Materialismul poate însemna și altceva. Spiritualul și materialul sunt atât de distincte, de separate și de diferite unul de altul, încât niciodată nu pot fi amestecate. Se considera că Iisus Hristos
n-are cum să fie cu adevărat Dumnezeu dacă a intrat să locuiască într-un trup de carne. Nu se poate. Unirea materialului cu spiritualul este absolut imposibilă din pricina faptului că tot ce este material e distrugător, e păcătos, e urât, e ticălos, tot ce este spiritual este înalt, e sfânt, e perfect, prin urmare e absolut imposibil. Sigur, două presiuni foarte, foarte puternice. În această scriere, Pavel îi învață cum să reziste în fața amândurora. Cum să nu se plece nici sub presiunea evreiască, dar nici sub presiunea, am numit-o eu elenă, pentru că vine din partea grecilor. Ați văzut mereu și în Corint. Grecii cer una, evreii alta, dar noi. Continuă să existe și sigur această presiune există până astăzi. Cultura în care noi trăim își spune și astăzi cuvântul și multe dintre biserici, sub presiunea culturii în care trăim, au ajuns să modifice lucruri extrem de serioase și de importante care n-ar fi trebuit să fie modificate niciodată. În esența acestei epistole, Pavel vorbește despre Hristos. Despre faptul că modul în care rezistăm în fața presiunilor culturii este o trăire intensă, intimă cu Hristos. În versetul 6 din capitolul 2 va zice: după cum ați primit pe Hristos Domnul, așa să și umblați. Asta e tema acestei epistole. Singurul mod în care puteți rezista în fața presiunilor culturale este să umblați în Hristos. În capitolul 3 și mai apăsat, versetul 11, aici nu mai este nici grec, nici iudeu, iată cele două culturi, da? Cele două presiuni, nici grec, nici iudeu. Nici tăie împrejur, nici netăie împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod. Ci, iată soluția. Iată soluția. Hristos este totul în toți. Asta e lecția de bază a epistolei pe care Pavel o scrie colosenilor. Nu cultura, Hristos trebuie să fie preocuparea noastră. Cultura n-are decât să țipe până răgușește. Noi îl avem pe Hristos. Ceea ce nu înseamnă că nu trebuie să fim oameni civilizați, educați și atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Dar noi nu trăim pentru cultură, nici pentru oameni. Noi trăim pentru Hristos. Să ne ajute Domnul. În această dimineață, când onorăm pe Hristosul care a murit pentru noi, aș vrea să vă urez, să vă doresc ceea ce Pavel le dorea acestor oameni. Umblare plăcută Domnului. Presiunile sunt multe, cultura este obraznică, deșanțată, agresivă, abuzivă, nu contează. Biserica trebuie să umble într-un mod plăcut înaintea Domnului. Versetele pe care eu le-am citit, care formează această rugăciune, sunt versete care conțin această aducere a cererii înaintea lui Dumnezeu și această argumentare a acestei cereri. El le spune
ce dorește pentru ei, sau mai bine zis, ce cere pentru ei din partea lui Dumnezeu și apoi le spune de ce cere ce cere. Astfel încât avem două condiții absolut fundamentale, esențiale, vitale, indiscutabile, irevocabile, de neînlocuit, care ne ajută, care ne învață, care trebuie spuse la oaltă, pentru ca astfel să avem o umblare care să-i placă lui Dumnezeu. Mai ales că accentul, nuanța e și mai adâncă, pentru că spune în versetul 10, ca să vă purtați într-un chip vrednic. Adică Domnul este vrednic ca fiecare dintre noi să ne purtăm într-un anumit, să umblăm într-un anumit fel. De fapt, în original nu este aici cuvântul purtare, deși o să-l folosim, este cuvântul umblare, ca să umblați. Și chipul acesta vrednic în versetul 10, ca să ajung imediat și la expunere, este în contrast cu ceea ce ni se spune în versetul 12, unde zice, mulțumim Tatălui care v-a învrednicit. Deci a fost un moment în care n-am fost vrednici, am fost învredniciți și acum e un moment în care suntem obligați să fim vrednici. Nu există niciun dubiu. N-am fost vrednici, am fost făcuți vrednici și acum suntem obligați. E datoria noastră de onoare să trăim o viață care să fie vrednică nu de ce vrem noi, nu de cum vrem noi, ci de ce vrea cel ce ne-a învrednicit. Două condiții. Prima e plinătatea cunoașterii. E aspectul cognitiv. O purtare obligatoriu pornește de la creier. Purtarea nu este un accident. Purtarea unui credincios și a unei biserici nu este, păi om vedea. Și ori de câte ori apare, eu știu, ispita, presiunea, încercarea, vedem cum răspundem. Ceea ce înseamnă o reacție. Biserica n-ar trebui să reacționeze. Cine reacționează? Reacționează pentru că nu se așteaptă la anumite lucruri. Pentru că există acest element al surprizei. Nu știi când te pomenești cu nu știu ce, cum reacționezi. Biserica n-ar trebui să fie într-o continuă reacție. Hai să vedem cum reacționăm. Azi a apărut ideea asta, nu? Cum reacționăm? Hai să ne adunăm, să ne sfătuim cum să reacționăm. Nu! Biserica ar trebui să fie plină de ceva teoretic ce trebuie transformat în trăire. Faptul că bisericile de astăzi reacționează înaintea culturii de atâtea ori e un mare semn de întrebare cu privire la capacitatea noastră de a mai judeca ceva, cât uși de puțin. Aspectul cognitiv, aspectul creierului, plinătatea cunoașterii, să vă umpleți de cunoașterea voii lui. A doua condiție este purtarea cinstirii. Ceea ce cunoaștem se transpune în comportament. Ăsta e aspectul comportamental. Nu pot fi desfăcute cele două. Cine nu cunoaște va fi un reacționar de doi bani. N-ai ce să faci cu el. Reacționează cum îl apucă, când îl apucă, când e în problemă, și câteodată reacționează și când ar trebui să reacționeze, că așa s-a învățat el să reacționeze.
Dorința lui Pavel pentru biserică este ca ea să umble înaintea lui Dumnezeu, cinstindu-L pe Dumnezeu, atât prin plinătatea cunoașterii, cât și prin purtarea care îl cinstește pe Dumnezeu. Cum e evident că textul nostru are foarte mult material, nu o să intru în toate detaliile. În cazul primeia dintre aceste condiții, aș vrea să punctez câteva elemente ale acestei cereri. Aici este cererea, versetul 10, care urmează să fie argumentată în versetele 10 până la 14. În versetul 9 însă este plinătatea cunoașterii, care este cererea lui Pavel din partea lui Dumnezeu. Din ziua când am auzit aceste lucruri, lucrurile pe care Pavel le-a auzit despre această biserică se referă la credința lor, dragostea lor și nădejdea lor, care acum sunt în pericol. Din pricina acestor presiuni conjugate care vin peste biserică. De aceea această rugăciune. Primul element este această abundență crescândă. Să cerem să vă umpleți, nu e traducerea corectă, în cealaltă traducere traduce foarte bine, pentru că verbul este la pasiv. Ideea este să cerem să fiți umpluți de cunoștința voii Lui. Să fiți umpluți. De-aia este o cerere, pentru că este o lucrare în care este implicat Dumnezeu. Și această umplere, vorbim foarte des despre umplere în Biblie, și asta e foarte importantă, plinătatea cunoașterii voii lui Dumnezeu. Această abundență ne vorbește despre faptul că fiecare credincios ar trebui nu să bănuiască, nici să ghicească, ci să știe bine, bine, bine de tot care este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu nu se ghicește și voia lui Dumnezeu nu ține de fiecare circumstanță. Cum ar vrea Dumnezeu să reacționeze? Celebra idioțenie, what would Jesus do? Da? Ce-ar face Iisus în locul meu? Păi, foarte ciudat și straniu. Da? Aici textul ne vorbește despre o abundență fără de care nu există purtare pe măsură. Nu e ca și când voia lui Dumnezeu e ceva necunoscut, o ghicim la fiecare situație. Acum ce vrea Domnul, să mă spăl pe dinți sau nu? Ce treabă are spălatul pe dinți cu voia lui Dumnezeu? Am dat un exemplu, o ilustrație foarte banală, pot da oricare, pentru că foarte mulți, cu cine-i voia lui Dumnezeu să mă însor? Poate cu nimeni. Poate că sunt niște principii, nu contează persoana, ci caracterul. Poate că nu-i reacția, ai văzut o față frumoasă și zici, bă, ce faină e fata asta, mă, ia să văd. Și pune-ne, Doamne, să-mi spui la noapte dacă e voia ta sau nu. Fac unii că așa a făcut și Gedeon cu lâna și noi facem tot așa. E o aberație fără margini. Mulți sunt chinuiți din pracina unor astfel de practici până în ziua de astăzi. Pentru că niciunde Dumnezeu nu-ți dă numele celui cu care să te căsătorești. Dar spune cum ar trebui să fie, dacă chiar te interesează voia Lui. Dar noi de obicei ne place o chestie și vrem să fie cum ne place nouă și atunci căutăm tot ce... Uite așa, 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 și atunci dacă se întâmplă, ai voia Domnului că azi noapte am visat,
gata. Nu e posibil, de aceea Pavel vorbește despre o abundență, despre o abundență crescândă. Această abundență presupune două părți. Este partea de înzestrare, pentru că Dumnezeu este Cel care ne umple. Dumnezeu este Cel care ne înzestrează cu tot ce este nevoie în momentul mântuirii noastre ca să pricepem voia Lui. M-aș putea folosi de Romani, nu? Prin înnoirea minții voastre ca să puteți pricepe ce? E o înzestrare. Dar e foarte importantă și partea îndeletnicirii sau întrebuințării. Dumnezeu te înzestrează cu ce-ți trebuie, dar tu trebuie să le folosești. El nu le folosește pentru tine. El te înzestrează cu ceea ce ne este necesar. Îți dă cuvântul Lui, îți dă minte, ai Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, îți dă tot ce-ți trebuie ca să ai lumină și să poți să vezi, să pricepi voia Lui Dumnezeu. Dar El te înzestrează, nu le întrebuințează în locul tău. Tu trebuie să le întrebuințezi. Și abundența, în cazul multor credincioși, e atât de firavă și de mică, nu din pricina că n-au fost înzestrați cu ce trebuie, dacă sunt născuți din nou, ci din pricina că nu întrebuințează. Ei nu interesează să cunoască, pe ei interesează să trăiască. Practic, frate, practic, nu ne trebuie teologie. Nu vă trebuie teologie, nu vă trebuie Dumnezeu. Și să vă spun altceva. Toată lumea țipă, frate, predici mai practic, nu teologie. Nu vă trebuie teologie, practica fără teologie, e păcat, e gunoi. E ce face lumea. Nici lor nu le trebuie teologie. Trebuie să fie lăsați în pace. Faptul că nu întrebuințăm Scriptura, Duhul Sfânt, capacitatea pe care Dumnezeu ne-o dă, și imediat ajungem și la porțiunea asta, cauzează această sărăcie în cunoaștere. Nu ne trebuie să cunoaștem, noi să trăim. Aș vrea să înțelegeți că cine nu cunoaște, nici nu. Dar veți zice unii, dar noi simțim că trăim. No, bine, simțiți. Simțiți. Nu se vorbește doar de abundența crescândă, ci de abilitatea concretă. Cunoaștere. Cunoaștere. Păi să vă spun, cunoaștere nu-i bănuială, nu-i ghicire, nu-i om vedea. Cunoașterea e opusul acestora. Cunoașterea e opusul ghicirii. Credinciosul nu folosește Biblia ca pe o ghicitorie. Să vedem unde se deschide astăzi, că poate spune să mergi de spânzuri ca Iuda. Aici e vorba de cunoaștere, nu de bănuială. Păi să vedem, poate putem bănui care-i voia lui Dumnezeu în chestia asta sau nu. Cunoașterea e opusul deciziei arbitrare. Cunoașterea este cea mai sigură platformă de trăire curată și sfântă înaintea lui Dumnezeu. Vă reamintesc întreagăt că atunci când am predicat din Corint, am vorbit despre problemele grave care sunt în Corint și dacă vă aduceți aminte, una dintre ele era cea din 1 Corinteni, capitolul 15, unde spre surprinderea noastră Pavel zice, spre rușinea voastră o spun, mulți dintre voi nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu cunosc. Păi nu interesează să cunoască. Ce să-și pune în minte la contribuție? Păi interesează să trăiască. Abilitatea concretă.
adevărul categoric care trebuie cunoscut. Ce trebuie să cunoaștem noi? Trăim o zi în care e o extraordinară exagerare a dorinței de a cunoaște, dar ce-o fi cu Israelul? Dar cum o fi? Dar ce o să se întâmple? Dar ce? Mai puțin interes pentru cunoașterea ce? Ce dorește el să cunoască biserica din Colose? Voia lui Dumnezeu. Biserica este astăzi ahtiată după vremi, soroace și uită că în biserică nu este nimic mai sfânt decât voia lui Dumnezeu. E autoritatea supremă, e rânduiala supremă, e chemarea supremă. Un credincios care nu cunoaște voia lui Dumnezeu n-are cum să se poarte vreodată, o secundă în viața lui, plăcut lui Dumnezeu. Pentru că a fi plăcut lui Dumnezeu înseamnă a cunoaște voia lui și a o trăi. Nu cunoști, ce să trăiești? Și apăs un pic și mai tare. Pentru că astăzi biserica vrea să cunoască de toate, și cultura aia, și cultura aia altă, dar cum o fi acolo, dar cum o fi... Foarte curioasă să guste din tot ceea ce vine. Asta trebuie să fie preocuparea bisericii? Cum să facem să le placă la oameni la noi? Cum să facem să vină mai mulți? Serios? Când a fost asta voia lui Dumnezeu? Când? Niciodată. Dar în vremurile de rătăcire în care noi trăim și care au apucat până și biserica, cine își mai pune asemenea întrebări? Textul ne vorbește despre acumularea constantă, pentru că ne vorbește despre două instrumente. Sunt cele cu care am fost înzestrați, și anume înțelepciune și pricepere. Primul cuvânt se referă la îndemânare. Înțelepciune, întotdeauna în Scriptură, este capacitatea de a trăi în viață teoria. Un om înțelept e un om înțelept pentru că știe bine și trăiește ce știe. Și nu poți să-l duci nici cu zăhărelul, nici cu promisiunea, nici cu politica, nici cu emoțiile, nici cu simțurile, nici cu cântarea, nici cu muzica, nici cu absolut nimic. Pe ăla nu-l duci nicăieri. Ăla știe și trăiește ce știe. Și cu cât mai mult această înțelepciune este ceea ce spune proverbele, frica de Domnul, cu atât mai mult ea se transpune în viață. Credinciosul n-are nevoie de concerte, muzică, emoții, manipulări ieftine și demonice. Pentru ce? El știe. Nu știe într-o manieră în care nu mai are de învățat. Pentru că un lucru eu am învățat în viață. Cu cât acumulezi mai mult, cu atât îți dai seama cât mai ai de învățat. Cine face invers, nu a fost niciodată învățat, nici nu o să fie niciodată. Înțelepciunea înseamnă setea de a învăța pentru că astfel să știi să transpui în viață. Priceperea este ideea de a înțelege, de a pune la oaltă lucrurile, de a pune cap la cap niște lucruri. Și e extrem de importantă pentru că Scriptura este cea mai variată carte care există. De la geografie, istorie, muzică, poezie, înțelepciune
și până la epistole și viitor găsești tot ce vrei. Dar dacă nu știi să le pui la oaltă, nu există carte mai distructivă ca și Biblia. Că dacă nu le pui bine la oaltă, ce o să cunoști, nu-i ce spune Dumnezeu. Ca să cunoști ce spune Dumnezeu, trebuie să știi să le pui la oaltă. Vă aduceți aminte când umbla Domnul Iisus cu cei doi năcăjiți pe drum la Emaus? O, cum? Mai odată. O, nepricepuților, nu știți să puneți Scriptura la oaltă. Zăbavnici cu inima când este vorba să credeți ce? Ce? Nu. Zi mai tare. Tot. Ca așa ce-ai scris, jucăm ping-pong cu versetele. Ați puțin vreodată să jucați ping-pong cu careva. Tu ai versetul, dai după el, ăla dă după tine, tu dai după el, ăla dă după tine, că versetele... Dar câte îs folosite fără logică și fără creier, câte versete sunt scoase din context și zic altceva decât ce zice textul, știți de ce? Pentru că dacă vrei să le pui cap la cap, a, păi frate, e muncă. E muncă. Dar muncă. Nu-i glumă. Sigur, într-un fel, noi suntem aici ca păstori și ca învățători să ajutăm chestia asta. Dar e exact ca și cu primele aspecte ale abundenței. Dacă nu există întrebuințarea elementelor încredințate, un om care nu știe să pună la oaltă cuvântul lui Dumnezeu, nu o să-i vadă niciodată frumusețea, nu o să-i vadă niciodată perfecțiunea, bogăția. Că ne mulțumim cu trei versete aici și două dincolo și patru dincolo și cinci dincolo. De cât ori am fost sunat și căutat că oamenii au primit niște versete și când le-am pus în context, au zis, aoleu frate, dar versetele astea nu spun ce mi s-au spus mie că spun. Sigur că nu spun. Păi și cum atunci? Păi da, că stare mulți învățători astăzi. Da. Și mulți dintre noi nu sunt capabili nici când spun alții să vede, bă, stai că ceva nu e în regulă aici. Nu să culcă una cu alta. Nu să întrepătrund, n-are cum fi asta. Ce spun eu aici? E că voia lui Dumnezeu nu se visează. Nici nu se ghicește. Se pricepe. E ceva ce trebuie pus cap la cap. Ultimul element al rugăciunii este această abordare. Ultimul cuvânt este cel mai important cuvânt din tot versetul 9. Care e ultimul cuvânt? Care e ultimul cuvânt? Nici înțelepciunea, nici priceperea nu sunt nici de laborator, nici de bibliotecă. Nu sunt fizice, nu sunt trupești, nu sunt materiale. Cum sunt? Cum trebuie abordată problema cunoașterii voii lui Dumnezeu? În ce fel? Duhovnicesc. Degeaba te pricepi la limba română și pui cap la cap cuvinte. Dacă n-ai Duhul Sfânt, nu o să-ți vorbească niciodată, niciun fel. Pentru că lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, spune 1 Corinteni, capitolul 2, trebuiesc judecate? Vorbim despre ele cu vorbire de la Duhul Sfânt? Cugetăm la ele învățați de Duhul Sfânt? Le cunoaștem pentru că ni le-a dezvăluit Dumnezeu prin
Duhul Sfânt. Absolut fundamental. Voia lui Dumnezeu nu se abordează fizic, trupesc. Să văd cum mă simt eu acum. Păi mă simt că aș putea. Bine, dragă, așa simt, du-te, groapa te așteaptă. Acolo merg toți cei care sunt foarte simțiți. Aici e vorba de pricepere duhovnicească. Ceea ce nu înseamnă că nu există simț și emoție. Dar ele sunt cauzate de această pricepere. Plinătatea cunoașterii, care trebuie să ducă la purtarea cinstirii. Patru cerințe sunt așezate de Pavel în această descriere care urmează. Ce înseamnă să ne purtăm într-un fel în care să-i aducem cinste lui Dumnezeu? Pentru că prin plinătatea cunoașterii și purtarea cinstirii umblăm plăcuți Domnului. Mai întâi, se vorbește despre a fi productivi în ce privește rodul. Ce înseamnă să te porți într-un chip vrednic de Domnul și să-i fii plăcut în orice lucru? Aducând roade în tot felul de fapte bune. Nu faptele bune duc la cunoașterea lui Dumnezeu și la cunoașterea voii lui Dumnezeu. Ele se nasc din cunoașterea voii lui Dumnezeu. Cunoașterea voii lui Dumnezeu produce în viața noastră fapte bune, ceea ce deja Dumnezeu așteaptă să fie, de fapt, rodul nostru. Ăsta e rodul cunoașterii voii lui Dumnezeu. Pentru că cunoaștem voia lui Dumnezeu, suntem umpluți de această cunoaștere, purtarea noastră este plăcută lui Dumnezeu pentru că producem, se produc, această cunoaștere produce în noi fapte bune. Rodul pe care Domnul îl așteaptă. Dragii mei, poate că e ultima dată când o spun, dar o spun încă o dată apăsat, că am impresia că vorbesc la urechea surdului. Rodul în viața noastră nu este numărul oamenilor pe care noi am mântuit. Că noi nu mântuim pe nimeni. Da? Rodnicia vieții noastre nu este în câți oameni s-au pocăit de pe lângă noi. Rodnicia vieții noastre este în mărturia pe care o avem înaintea oamenilor, oricât sunt de împietriți. Rodul este faptele bune prin care vorbim oamenilor despre Dumnezeu. Rodul nu e numărul, așa că ăla productiv, ăla care, la care s-o pocăi mai mulți. Rodul e mărturia noastră. E modul în care cunoașterea lui Dumnezeu se transpune în fapte bune. Foarte posibil ca unii dintre cei ce le văd, cum spune Petru, să se întoarcă la Domnul și să-L slăvească pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu lucrează la viața lor. Slăvit să fie Domnul! Experiența însă ne arată clar, și din Biblie, și din viața de fiecare zi, că cei mai mulți, se duce Pavel în același loc și vorbește acelorași oameni. Unii sunt pătrunși și primesc cuvântul, în timp ce ceilalți vor să-l omoare.
productivitatea aceasta nu ține de să mergem pe uliță să spunem. Ține de a fi niște oameni prin care Dumnezeu să vorbească, care să demonstreze în faptele lor zilnice cunosc voia lui Dumnezeu. Doi, a doua cerință. Crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Aici, ceea ce rostește Apostolul Pavel e a fi progresiv în ceea ce privește relația noastră cu Dumnezeu. A crește în cunoștința lui Dumnezeu înseamnă a crește într-o relație personală și intimă cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște decât în măsura în care ne umplem de cunoștința voii Lui. Atunci când ne umplem de cunoștința voii Lui, suntem productivi în ce privește rodul și suntem progresivi în ce privește relația noastră personală cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu este crescândă de la o zi la alta. Ne apropiem mai mult, înțelegem mai mult, iubim mai mult, dăruim tot ce avem, pentru că ajungem să-L cunoaștem tot mai bine. 3. Întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei Lui pentru, auziți, orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Cine s-a gândit ultima dată să pună la oaltă îndelungă răbdare cu bucuria? N-au loc împreună. Când ești obligat să ai răbdare, cine se bucură să stea la coadă? Și când se bagă vreo trei în față și ar trebui să treci de la răbdare la îndelungă răbdare, să te bucuri. Ce bine că ori intrat trei în față. Ce fain. Foarte ciudat. Aici se spune că trebuie să fim puternici în ce privește răbdarea. Și nu există pe lumea asta, pe pământul ăsta, oameni care să aibă o mai bună mărturie decât oamenii care demonstrează în momente dificile, în care de obicei tot s-ar enerva, nu numai îndelungă răbdare, ci și? Și ce? Bucurie? Cine se gândește vreodată să pună bucuria lângă îndelunga răbdare? Pavel. Pentru că înțelegem că voia lui Dumnezeu este ca prin anumite circumstanțe prin care trecem să ne învețe să avem răbdare și să avem răbdare nu murmurând, nu bine, ci să avem răbdare cum? Care e ăla? Foarte straniu. Ce Pavel, că asta îi place lui Dumnezeu. Să fim atât de puternici, încât și atunci când îndelunga răbdare e necesară, ea să nu fie necesară când dar n-am ce să fac, trebuie să stau, dacă n-am ce să fac, n-am ce să fac, răbd. Nu. Foarte ciudat că el adaugă atitudinea de bucurie la îndelunga răbdare. Ca și când ar zice, degeaba e îndelungă răbdare dacă murmuri. A patra cerință este să fim preocupați în ce privește recunoștința. Mulțumind Tatălui. Mulțumind Tatălui. Această rodire
cumulată cu relația, cumulată cu răbdarea, ce aduc? Recunoștința. Recunoștința. De ce putem avea îndelungă răbdare cu bucurie? Pentru că îi mulțumim lui Dumnezeu. Dar de ce am mulțumit lui Dumnezeu? De ce ar trebui să fim noi totdeauna mulțumitori lui Dumnezeu? De ce? Spune Pavel, pentru că ne-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Se vorbește despre moștenire, o moștenire pe care n-am meritat-o, pentru care n-am fost vrednici, dar pentru care cineva ne-a învrednicit. Iubiții mei, mulțumirea asta nu se naște pentru că ni s-a făcut pe plac. Eu îi mulțumim, Doamne, că o ducem bine, mi-ai dat copii, nepoți, eu ai ce fain, mulțumim, Doamne. Când mă uit la motivele pentru care noi îi mulțumim lui Dumnezeu, nu știu dacă judecăm suficient duhovnicește. Pavel n-are legătură nici cu salar, nici cu pensie, nici cu familie, nici cu prunci, nici cu nepoți, nici cu ceea ce ne place nouă. El are de-a face cu ceva mult mai înalt ce s-a săvârșit în dreptul nostru. Vorbim despre lucrarea inițiată de Tatăl, în care spune textul, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului de vreme ce suntem în lumină. Ce har să fii izbăvit din întuneric! Mă gândeam, nu știu dacă ați urmărit, scandalul ăsta de la Olimpiadă cu, eu știu cum să-i zic, ideea de batjocorire a cinei domnului, nu știu dacă ați urmărit. Scandalul ăsta. E ca și când am avea noi pretenția ca aia care sunt întuneric să fie mai deștepți decât noi care suntem în lumină. Serios? Tocmai asta e diferența dintre noi și ei. Ei nu înțeleg ce e aia. Păi și cum te aștepți de la ei dacă nu înțeleg și sunt întuneric, în întuneric? Am urmărit un discurs în care se spunea că mai bine s-o purtat decât evanghelicii, catolicii și ortodoxi și... Păi să vă spun, din cauza lor se întâmplă ce se întâmplă. Pentru că Evanghelia nu-i mai Evanghelie la ei. Evanghelia a fost dezbrăcată de mult de puterea Harului lui Dumnezeu. E o Evanghelie a nesiguranței. E o Evanghelie în Hristos, în care Hristos lucrează așa, între Dumnezeu și sfinți. N-ai nevoie de Hristos cum ai nevoie de sfinți. Ei bine, noi înțelegem de ce. Pentru că Dumnezeu ne-a izbăvit din întuneric. Și Dumnezeu vrea să le folosească pentru ca prin purtarea noastră să izbăvească și pe... Să avem răbdare, să vorbim, să mărturisim, să ținem la Evanghelie. Dumnezeu spune ne-a și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Observați că ambele au avut deja loc în dreptul nostru. De aceea credinciosul trebuie să aibă o umblare plăcută lui Dumnezeu. Pentru că el deja este unde? Într-o împărăție care încă n-a fost așezată. Urmează. Dar el deja e membru acolo. El e cetățeanul acestei împărății. Ce mare har! Cum să nu-i mulțumim lui Dumnezeu zi și noapte?
Nu că suntem sănătoși, putem și pentru aia, dar faptul că ne-a scos din întuneric, vă dați seama ce mare har ne-a dat Dumnezeu? Și dacă mai este printre noi din aceia care încă sunt în întuneric pentru că n-au fost născuți din nou, Domnul să aibă milă de ei. Haideți la lumină! Dumnezeu e lumină, în Dumnezeu nu este întuneric. Și noi, fraților, hai să trăim în lumină și să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scos la lumină. Nu este însă doar lucrarea intenționată și inițiată de Tatăl, este și lucrarea intermediată de Fiul. Este exact ce sărbătorim astăzi. Fiul acesta care ne-a iubit e Fiul care și-a vărsat sângele ca să putem fi răscumpărați și să putem fi iertați. Ar trebui să fim atât de plini de mulțumire încât niciodată să nu fie absentă explozia mulțumirii noastre. Întotdeauna mulțumirea ar trebui să fie practica normală a fiecăruia dintre noi înaintea celui ce ne-a învrednicit. Atât prin lucrarea inițiată de Tatăl, cât și prin lucrarea intermediată de Fiul, să avem parte de moștenire. Atenție! Avem parte de moștenire, nu vom avea. Nu o vedem încă decât prin ochii credinței, dar avem parte de ea. Ei, când le adunăm pe toate la oaltă, ceea ce spune Pavel e până la urmă, de ce ar vrea cineva, de ce ar gândi cineva să cedeze presiunilor culturale când îl are pe Hristos? De ce? Ar fi ceva normal? De ce ar vrea cineva să asculte de cultură, nu de voia lui Dumnezeu? De ce? Ce logică are să fie cultura mai importantă decât cunoașterea voii lui Dumnezeu? De ce ar fi așa? Observați? N-are nicio logică. Nu știu ce e înaintea acestei biserici după plecarea mea. Dar un lucru știu. Indiferent care sunt presiunile care vor veni, indiferent care sunt, dacă veți umbla plăcuți lui Dumnezeu, fiind plini de cunoașterea voii Lui, și purtându-vă într-un chip vrednic de Dumnezeu, nu o să aveți de ce să vă fie frică. Rămâneți martori ai lui Hristos. Nu vă aplecați sub toate chemările, ofertele culturale ale zilei. Lăsați-le să treacă pe lângă voi. Voi umblați, plăcuți Domnului. Amin.